Astăzi, într-o zi importantă pentru preșcolari și elevi, primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu, a făcut o vizită la grădinița numărul 7 pentru a se asigura de cea mai bună funcționare a acesteia. Toate unitățile de învățământ din oraș sunt dotate sanitar, întrucât elevii să învețe în siguranță. Elevii s-au întors în bănci în cel de-al doilea semestru. În Drobeta-Turnu Severin, pentru moment, vor merge la școală doar preșcolarii și cei din clasele terminale. Primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin a vizitat astăzi grădinița numărul 7 pentru a se asigura că aceasta beneficiază de toate măsurile împotriva răspândirii coronavirusului și de a sprijini atât profesorii cât și pe cei mici. Am început cu bine, îmi spunea doamna directoare că sunt copii, la fel ca în vremurile bune, să zic așa, atunci când nu era această pandemie, din 260 în 200 și ne bucură acest lucru și părinții și copiii au așteptat această deschidere. Să sperăm că lucrurile vor evolua corect din punct de vedere sanitar. Doamnele și personalul de la grădiniță iau toate măsurile ca să se respecte anumite reguli, dar având în vedere că vorbim de copii de 3, de 4, de 5 ani, este destul de greu să-i ții distanțați. Adică trebuie să ne asumăm cu toții, și părinți, și profesori, și personal administrativ. De fapt, toată societatea românească trebuie să-și asume această responsabilitate că va fi extrem de greu, dacă nu imposibil, să ții distanțați copii de 3, de 4, de 5 ani. Ei sunt prieteni, să joacă între ei, ar trebui să fie un profesor la fiecare copil. Dar eu sper că, așa cum vedem și din mediile online și din mass media, această boală nu pătrunde la acest nivel sau pătrunde extrem de greu sau nu creează niciun fel de probleme grave la nivelul copiilor și încet, încet să ne obișnuim și cu pandemia, dar și cu funcționarea. Deși mersul la școală ar trebui să fie o normalitate, experiența ultimului an ne-a arătat că ar trebui să ne adaptăm cu ușurință la toate situațiile pe care situația generată de COVID-19 le-a impus. Din punct de vedere administrativ, noi am asigurat condițiile necesare. Am luat legătura, de fapt, dinainte de a începe școala normal din septembrie, din vara anului trecut, am luat legătura cu fiecare școală, le-am dat bani, i-am ajutat cu materiale, fiecare așa cum a cerut și cum a solicitat. Avem în acest moment un proiect pe fonduri europene de aproximativ 4 milioane de euro să luăm sute de mii de măști. Avem în plan, în măsura în care va începe școala la nivelul întregilor clase, adică și clasele celelalte, numai așa cum este acum. Să sperăm că în perioada următoare vom intra în posesia materialelor pe care le-am solicitat pe aceste fonduri. Pe lângă măști avem dispensere, avem dezinfectanți pentru podele, pentru dulapuri, pentru tot ce trebuie ca școala să, dacă se hotărăsc să ceapă și celălalt, să fie în bune condiții. Dar, repet, am asigurat și acum condițiile necesare ca toată lumea să înceapă în bună funcțiune. Grădinița numărul 7 este echipată corespunzător împotriva răspândirii coronavirusului și nu a prezentat niciun caz de îmbolnăvire de-a lungul timpului. Deci, după cum ați și observat, se intră pe două, avem două căi de acces, am organizat astfel că suntem 11 grupe, să intrăm câte 4 grupe pe o cale de acces, semnalizare corespunzătoare, 3 cadre sanitare, astăzi a fost și doamna doctor care deservește unitatea noastră, echipate, după cum ați văzut, sunt corespunzător, am luat echipamente de protecție, avem izolator, cabinet medical. Să sperăm, nu am avut cazuri de îmbolnăviri nici în semestrul întâi până în luna noiembrie, când am început să lucrăm online. Ne-am aprovizionat cu măști pentru personalul didactic și nedidactic și didactic auxiliar. Avem dezinfectanți de calitate care au normele necesare, deci iar cadrele didactice, personalul medical, termoscanere, facem acel în clase, se trece
pentru că dispunem de personal medical, nu mai e nevoie ca și cadrul didactic să vadă observațional, să vadă dacă copilul are o stare. Am anunțat părinții dinainte pe grupuri la fiecare clasă care sunt condițiile, adică să nu ne aducă copiii care prezintă simptome de răceală, nu neapărat deci cu temperatură, și mă rog să îi țină acasă. Din punct de vedere administrativ, unitățile de învățământ din Drobeta Turnu Severin beneficiază de cele mai bune condiții de siguranță.